Ja się widzę na tym sali. Zatrudnię się, widzę, ale nie czekają, bo mam fakt. Ale po prostu to wam już mówi. I oni nawet wie. Tak kiedy się z tym zapadłem, a potem ja idę, jest tą tylinę. Destul de nefirească pentru vremurile care îi se comandă să trăim și totuși atât de firească pentru substanță creștină a omului. Fără așa ceva, poate că mai suntem noi. Mă gândeam că eu știu să încep un subiect care pare copleșitor, pentru că este copleșitor, cum mai pare, este pare distant, cu toate că nu este distant, ci este în proximitatea noastră. Sunt mulți martiri creștini care sunt la temperamentul meu din amenințare. Și atunci, ca să nu facem lucruri care ne-ar îndepărta de substanța dimensiunii matrice, pe cum așa mi-a venit un gând în lucru pe care l-am trăit și trăiesc. În Grecia antică erau sofiști la un dat, un fel de filozofi, un fel de filozofi, foarte înțelepți, foarte agresivi, cu prestidigitație de inteligență teribilă, care argumenta orice. Cam ca cei de astăzi care monitorizează opinia publică în România, și după o regulă de sfertă bine mari, care n-au certitudine, deci care relativizează valorile, dar așa fel să se creeze confuz. Francis Bacon, sau pe Spinoza, nu are importanță, spunea că adevărul iese mai repede din eroare decât din confuz. Dacă vă uitați până în 1989, știam unde era eroarea, unde era adevărul. Astăzi, în concluzie generală, adevărul foarte greu de prins. Și mă gândeam la sofiști care creau o concluzie fantastică în privința adevărului. Și unul dintre ei, cred că am și fost undeva, spune că un om îi face rău ce nu. Vizibil, public, la tată, la tată, bine mers. Al treilea vede, al treilea este marcă. Cuvântul martir, martis, martiros, etimologic, dacă la martor, un om, care deci antiformă, omul care face rău tipului, îi face el rău. Nu îi face rău martorul. Deci martorul nu trebuie să spună domnului, dar nu trebuie să spună domnului. Este acolo și zicem așa. Care a îndopat pe mintea lui Cănesu în brahma română sau a călăii din ăștia care îi dau în primea cu nimic. Eu nu mă însuz. Dar eu m-am tot. Știți că am fost martorii foarte răuși. Cei mari care au venit au fost martorii adevărului. Thank you.
comunitate locală, alerg fostei și sărgem care contează din de mine. Deci, am acolo, dice Tostoi și Andrei, era un sfârșitor. Și m-a văzut și una pe care se dau și sopan. Și l-a văzut sergentul, focat, a început să pucă după el. Și atunci Tostoi s-a uitat la el și a zis, tu n-ai citit Evanghelia. Am un s-o așa de părerea. După care și așa de s-a uitat, așa să se geata, mi-a zis, dar tu n-ai citit pe regulament? În lupta asta, care e viitul lui, care face astăzi partidea sfințeară, dacă e vreo să vedeți lucrurile, de toate cântarea asta, o ocultare a faptului bune și o încurajare excepțională, sotă, a omului căsut, omului interior, ca să vă infestați cu această competiție a lui și mai ales să nu vă trebuie. Înainte de a vorbi de partii, trebuie să începem cu felul a vorbiți. Apare Protagoras și spune, nu, nu vine să faci rău, vine să faci binele, dar în cont personal, să ai o carieră, să ai imagine în fața lumii. Și vine Socrate și le spune, sunteți extraordinar de logic în ceea ce mă voastră, nici nu mai am. Portacola se dice să faci binele în interes materiale personale. Zice Socrate, dar știți că este un bine care are interes material? Acetă de bine pentru interesul cetății. Și atunci, pentru prima oară, apare în bine acel interes nematerial. Dreptatea lui Socrate este o valoare în sine intrinsecă, este o sete umană. Să știți că martorul în Grecia era cel care asista și a fost și când era pus să le pună în bine, nu putea să mintă că vedeau de ei. Accepțiunea de martir, sensul cristic, apare numai în Sfântul secolul II, în Biserica Smirna, avea acolo termenul să umple de această semnificație cristică pe care o dată. Am spus lucrul acesta pentru că noi creăm o societate care se păgânizează. Această societate în care se păgânizează nu era o conștiință limpede ca Socrate, cel puțin a zis că cetatea are ceva peste impulsul tău natural. În secolul II există o scrisoare excepțională, scrisoare către Diognet. Nu se știe cine a fost Diognet și nu se știe cine a scris. Important este că este una dintre cele mai frumoase impedii ale apariției acestui Domnul. Îi spune tatălui, în momentul în care tatăl era mama noastră, era Doamne, vino, că neapurile noastre nu te-a zis. Asta sunt venite. După apariția lui Hristos, scrisoarea lui Diogen zice așa, s-a născut un alt neam de oameni. Cum zice Părinte Stăribai, a restaurat omul creștin. Din acel alt neam de oameni, a fost foarte puțin și nici o zice, o zice, o zice, e un alt neam. Este un salt, o altă ființare, un plan ontologic, existențial. A mărturisit. Înseamnă a risca condiția primară a martirii și a mărturisit. Mărturisirea nu este comportată. Primul mărturisitor a fost profesii ecologici. Primul martor care a fost emancipă în Franța, a fost de în calitate de creator, în calitate de vizitor. Era ceva în lume. Profesii riscau. Majoritatea mureau totuși sub dietă, tăiați cu de răstrău, pentru că de aceea o
banca nie ma. Este să te duci în trecut ca să îmbunătățești ce gândi. Nu te duci la altul problemă ca să faci amintiri istorică, ci ca să pomenești în înălțarea ta din jertfă. V-am zis la un dat că acest subiect pare fantastic de depărtat, bine, prin creștini, nu are nicio legătură cu ce se întâmplă în seara la totul acolo, în lucru care e mai
aby był nas spasił. Jezus mówi, do wyjścia, brał się, no wreszcie. Și în mod normal, când se face o execuție de genul acesta, o limbă, și se stă în stânt. Ca neam de neamul tău să nu mai îndrăznească așa ceva. Și acest popor nu s-a stânt. S-a ridicat prin paradosul jertfei. Jertfa, în Grigoreană, a fost mai puternică decât, cum să zic, asasinată acela publică. La 70 de ani după acest masacru, Grigorie a fost și ce ghișe. Știți că voia atât ardeala de destin Cristic, a fost o corană pe care atunci pe care se reacție din paracul României. Cristian s-a simțit și să pușcării cunoștințele și s-a dat ori că a trebuit să fie așa mort împărțit în patru și capul să fie dus în localitate în toți puși. Nu s-a împărțit. Știți care a fost efectul? La 1918, în fracțiuni de secundă sau în a fost așa. De unde rezultă că creștinismul merge ca sus. De la fost Iisus. Trebuie să fiți speriați. Trebuie să fiți inovați. Trebuie să fiți digitați. Așa cum se vrea, am pasă folos. De dedesubt, am mers pe acest ton spargentei și în fracțiuni de secundă, țărană la Alba Iubia, am strâns în multe țara. Asta este moștenirea șefii bogănii sau bogării ca și Cristian și celălalt cerului. E un capitan de putere care depășește istorie. Martirul, spunea Părintele Mântărea, este legionar. Vorbim într-un fel de serite, dar nu fără as, fără continuitate. Chipuiți-vă prin 52, pare de avem, Thank you.
cum am făcut Dumnezeu, dar sunt câțiva din mai mici să-ți arată tata mea. Și o să-l facem democrat, în fapt, de o parlamentar, și o să-l facem.
Davis. We are very together. Okay. Tata Yaga from the world. She doesn't go on as a person. Să o facem.
sunt 5-6 lei și indiferența asta se va fine. Se întâmplă o triplă de branșare. De la credință, de la credință și de la modelă. În clipa în care un om este debranșat de la credință, o să faci o credință. Pe ea, nu știu din tânăr stai, conferențiat în 1936 la facultatea din Statele Unite, Sfințele Unite. Dacă am inserat o zi, ca interes și astea de linii, îți uita așa de în practică înseamnă bolșevismul și nici nu plăcea că e ca așa ceva poate să fie înțarat. La americană l-am predat. Când apărea asta într-o ecran, americanii au dat. Deci erau oameni care deja nu se sără liniști de zilul în acțiune. Și spune așa, în psihopolitica, ca să conduci. Psihopolitica, ca să conduci. Trebuie să supună o corporație. Corporația se face așa, îi dorvește inițiativele. Fiți atenție să întâmplă în România, toate inițiativele din care sunt dorvite. 2. Omori liderii compromisibili sau se duce în zona de asasină și 3. Toate credințe. Am trebuit să spun dar ce nu poate întâlni. Dar aduce credinței, omul îndrăznește. Eu știu că mai este o viață dincolo și cu pasul așa. Îndrăznește să facă lucruri pe care tu bună. Ajută că se duce orice. Și face animal. Animalul este credință. Toți martirii de la Hitler și de la Einstein și toate pușurile românești nu au dat niciodată în acolo. Știți ce punea să scrie, dacă uitați, că nu există România, o populație. Că mamele lor au fost prostituate. Că nu există Dumnezeu, știți că sovietici au dat pentru că nu Dumnezeu nu știa, s-au câștigat de mine. Nu câștigat de mine, dar nu știu ce ani au dat Dumnezeu. Lumea avea. Gândiți-vă că apropierea pe care trebuie să o facem noi acum, de poziția martirii, trebuie făcută pas cu pas. Schiller are un esteu despre grație și demnitate și vorbește despre instinctul jertfelic care apare la sufletul frumos. Sufletul frumos nu știe că este frumos. El face lucrurile așa. Nu poate gândi ce lucru frumos am făcut eu acum. Am venit, am făcut o conferință și ce de jos am fost și de-aia. Ele face din așa. Natura sufletului frumos nu se duce și nu este ucenicul datoriei morale. Sfântul Nicolae de Milovici. Paradox. Datoria în urmă cu dragoste. Când te duci la iubita ta și de-ai putea de trece din datorie sau nu. Aia nu se duce la sufletul frumos le face din atunci. În simplu jertfel, se manifestă așa, dacă o mamă are un copilaș și Domnul Iisus scapă din mână și vine mașina de tăți, vedea un motor. Ea nu judecă, că eu sunt o mamă, să-mi fac datoria, că nu. Dacă acum este cu trebuie, și se vine cu fie frica biologică, începem fiecare să ne salvăm, pentru că este instinct de cum se va. În situație limită, nu se mai poate să mama și acoperă copilul, iubitul iubit. Din care pot și se întreabă și de ce este acel ceva care în fracțiuni de secundă transformă instinctul de conservare în instinctul cel felic. Nu e simțile unde instinctul de conservare se prima, îi se pot transfigura. Ăsta este primul pas care se întâmplă în veția duhovnicească a apostolilor și a martirilor, într-un în alt plan. Mai mult decât atât, acolo nu mai poate fi vorba de un instinct jertfelic, ci este vorba de conștiință jertfelică, pentru că îi punea să stau o lună, două luni, trei luni, cinci ani, după vorba unui zonă de tot. Și după cum zic, după lui, la timpul i-a dat așa, o zis, puteți să treci în pasarea, i-a dat în libertate și a zis, în conștiința jertfelică este o asumare a acestei condiții. Deci au fost o categorie de oameni care au renunțat la viață, s-au comportat în mod absolut pentru ceva mai înalt, ceva care depășește viața obișnuită. Însă asta este conștiința jertfelică. Conștiința jertfelică se naște la un moment dat într-un popor și astăzi se va naște. Și astăzi,
poliție, de când prima care vedeți că era din poliță, prin oameni care niciodată nu s-au gândit așa ceva și care poate astăzi, cu scursul meu, este foarte apărat, distant și apărat, o să vă să fie fie de ca poate fi și nici nu sunt aici. Pe noi ne poate salva gen aceasta de lucruri de anteștine, care mai trebuie când i-a zis lor de proces cu acum 5 ani de lucruri, că poporul nu va protesta, o fi deci, o fi creștin, nu. Am început și vă mai începe o înălțare de alt fenomen. Că nu are legătură cu ceva. Nu are legătură cu ceva. Are legătură cu așa ceva pe care ei nu pot să fie. Știi ce se dezamăgire totală a fost de idei că mai mult sus? Că conceptul foarte clar. Că eu am crezut că nu mă revoluționa. Eu am crezut că nu mă revoluționa. Că se face reformă socială. Să iei discută problema cu lucrurile noastre. Nu e toată ce s-a întâmplat. În procesul de rău, ceea ce asie, există aici la noi, se prepara. În tânăr de un sens extraordinar, cu barba și părul în stămână. Sunt de vechi și simți să plângi. Și simți în așa și de iarnă și de vinte. Merge pe scurs, nu am părintat. Dar nu am părintat. Am părintat. Că nu trebuie să-i vezi pe roșii. Că la timpul procesul de rău, pe care guvernatorul se ia, despre omilitatea asta, să folosim ca un numire al Consiliului Verbal. Restaurarea Pământului. Păi ce facem, domne? Domnul Părinte, toată ziua așa, nu ne apucăm nimic de o chestie concretă? Bine, să mă auziți unii pe rapă, ei vreau să nu-i fac început. Nu știu cum am dus, am mai gulogit, nici nimic. Nu vreau să vreau, nici nu credeam, pe nimic așa. De ce am umis? Și m-am umis și m-am zis, nu fii prost. Două zile, nu fii prost, și am de respectat. Ce-am vrea? Așa. Acolo, mic, privirea lui de futur, de doamnă așa. Trei cu bani în numit acolo care se numitează de patru și vreau să știu ce are și așa dacă e ca nu. Și mi-a zis, bă, tu nu ești ăsta de pocătă? Apocat. Și aia foarte mă poliția, pe loc e de lusă. Iar eu eram bolnav, de ce mi-au zis aia din afară? Trebuie să facem o societate civilă. Nu credeți că este cazul să facem o societate civilă? Nu ne-ați dat un vultur ca să fie un șobolan? Nu credeam șobolan. O privire, și dacă vă zic toate, că trebuie să fie așa idiotul. Mă din privire am dat seama că am decis. O bogi, nu vrea să văd din chirie. Mi-a zis, bă, o să faci și bă, și să ne apă. Și așa că devine Dumnezeu mortal. Crea că e. Nu te-o putut să faci sindicate, pati deja de sindicate. Să nu înțeleg. Și lasă că se face miantul. Când se la doi, nu pot de vreo de lumea asta la care să treacă că nu mai era electorală. Un pic sufletească, un pic de unul și ala de trei. Un pic sufletească. Când va fi sfârșitul lumii? Ava. Când o lege dintre chiliile monacă vorbește de jos. Facem bucăci. Facem bucăci și ceva. Când spuneați cetăți de oameni. Știți? Paradoxul că știți. E că vreau să trăim. Sunt ca bolșa. Sunt de linia. Sunt cari, scari. Și tu de oameni bucăci. Vrei? 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 Ai nevoie de mașina, de să se fie de mașină, de să se fie de mașină, de să se fie de mașină, de să se fie de mașină.
Mówili ludzie. Lasa poszarły. Ten Iban Kary, którzy są tej z pobudę, przyjścia w tym temacie. Ja nadal mam tylko nawet widzenia patrzowania. Ja nic, to nie jest kwestia łapę, nic się tam nie zamiast. Pomóc swoim relacja chyba kary, tam gdzie się domy, ja się patrzę. I do tej strony na to się chciała zrobić. A czasem myślę, da się to trwać. To się nie trwać, da to pogórnie trwać. Wiecie, to jest wszystko. Jutro myślę, że moje nasze to są tak trwałe. To jest wszystko. Tylko te, no, to jest wynik
este un pasiv lui Dumnezeu. Fiind foarte mare procese, 70 de ani, un om infinitiv în cer. Este o viață cum și-o și un tatăl și-a avut o să la rămași. Că are și viața lui. Și era primăvară, a crescut o ramă de la prima și a intrat în casă. Și a stat de aia cu geamul deschis ca să nu urmă casă. Și ăsta l-a lăsat. Procesul de vântare și a încetat în comunitatea pe care i-a întâlnit de totul individuală. Și atunci, de fapt, nu e vreo. Este substanța ta, se numește de zicăște și se încălnează. Nu ajuns să știu de toată, de mafiologie, iată, e în tine. Să vezi că aici am de pensul care se așează jos și zice cu știa de 20 de ani, tu doar de zicăște. Păi erau de tot. Și
Eu não sou super. Super, não sei se eu vou ligar com o Brasil. Eu sou super, não quero morrer. Se eu sou inspiracional, sou transpiracional. Eu não sou super. Eu vou dar uma vez. Se eu disser, eu vou dar uma vez. Se eu disser, eu vou dar uma vez. Скоро ми се удавам. Но тук си върваме от 500 дни на мето национално, че бих снимати ресурси омани. Ако ти имам много дни да ги нямам, но съм се съсава. Това е не е коминда, но това е сърда. И си върваме. Аз съм върваме, а ми се да цели и мулата си. Бум, се върваме с върваме. Широщи, които се върваме си върваме, а така е върваме. А така е върваме, а така е върваме. Thank you.
ca postul, credea că și nu doamne. Părnul îi fomentau și credea că trebuie să se bată între ei. Și el sunea pe Anica. Așa e. Când sunt apostol Pavel și într-o potrivit lui acestui fea, că este potrivit. Așa potrivit. Am văzut și doamne, când a fost nicio Anica. Asta este soluția. Nu te bați la mult. Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.
sensu treștii, ci în sensul chinului și a nemulțumirilor. Când au intrat în Tibet, forțele comuniste au distrus 6.000 de temple tibetane, iar pe preoți îi legau de cicuri în Rondo. În Australia, și-au făcut ca aborigenii numai în sud. Și eram în Australia și am spus ce aveți de gând să faci cu populația aceasta primitivă, să aceste nu, și o cultură aparte, și până atât ești rasist. În momentul ăsta, să văd, nu i-am zis nimic, dar am vrea să zic, bunul nu e încușca, nu e încușca cu egalitate, nu e până la 1960, nu e până la 1960, nu e până la 1960. Dar m-am lăsat să-mi țină lecții de politică corectă. Știți că dracu e corect, dar nu știu zic. Pe asemenea impostură trece civilizația contemporană. Martirii nu s-au declarat și contextul de trece. M-am uitat ca un zic. Am venit și noi eram odată ca un lucru și un lucru să ne-a zis un trecere, da? Cine? Partizan. Zic care partizan? S-a fost ucis și îndoltat la Europa, cum dar nu l-a zis de Europa. Și-a dat seama că noi tot pe pământul ăsta. Ce este de sus. În clipa în care te-ai raportat la așa ceva, în tine este un caracter politic. Și atunci, ca țărani, când ne uităm în partea de lucru, nu am zis că e prezent și de viitor. De aceea, se împlinesc cam 8 ani de când Parlamentul Consiliului European a primit o propunere și o rezoluție din partea care au fost doi dintre toate extraordinare, ca comunitățile locale, noi trebuie să cunosc pe primele localitate din Pomos. Și este așa, nu vrem nici de supraviețuire materială. Vrem doar atât ca populația accidentului să știe, măcar nu în această ce s-a întâmplat, în partea de tot, istoricii să știe este o reparație morală și trebuie să condamnați moral, atât. Nu răspunem cu șoie. Știți ce s-a întâmplat? Realitatea în picioare Partidul Comunist francez, Partidul Comunist grec și-a zis este impărerea de așa ceva, se închinează liderul marxist Lenin. Toate partidele comuniste din Europa Occidentală care nu au suferit nici cât negru spunghe, ne-a dădăt urcii. Revoluția s-a tăiat, iar orașa comunitate din Stasopagola de la Oțel, ea nu știe de mai mult. Cum se văd lumea pentru noi în domnul și să nu-i vizează, să aveți grijă de ziua mică și am văzut cu tăvă la citat părintele, cea mai frumoasă ascultare este plăcerea și atunci când știi în fața ta, spune ceva sufletului, e nu să taci. Când în fața mea vorbești un om care a trecut într-o traumă și suferință, este primul lucru de civilizație a neapărat de creștini. Dar ei fugeam cu stată cu care îi făcea cafea o normală senei și spunea că comunismul este o religie a lumii. N-a mai fost înainteat în Cehia, în 68 ani, când deja au fost tanturi de niște studenți. Dar până atunci am vorbat de sub și acum, dar să-mi zic, domnule, să spun așa, dialogul, dacă poate să fie dialog cu unul, de asemenea, cât a suferit acest lucru, nu puteți să o faci. Pentru că nu este zidul original și iar de tot, nu te-a suferit. Eu am fost la Viena prin Africa de Dumnezeu, pe Dan Capo, și prin 94, după un spectacol cu studenții care erau acolo, m-am timpul să suferi. Și-am fost la cineva acasă și-am discutat și m-a întrebat ce mai e în lume. Și nu sunt comunici au puterea la o echidată, dar ar fi fapt o scenariu respectiv și acum a jucat pe democrația. Deci tot comunismul a făcut și s-a uitat așa mai bine și a zis, a înțeles că ești comunismul. Și atunci Dumnezeu a zis, taci. Să avem filmul înapoi și vedeți cum ne-a dat Dumnezeu când Dumnezeu se vine, a fost un vagonul cu șef. În vagonul de cușit, era o doamnă care a zis, o să ne atace la Curie. Acolo
Eu aveam un cognac în acolo, eu aveam zahăr. Deci îmi fost și așa de cognac, ei, să la dezapărința, mai zis după până, dacă partidul agrar, socialist agrar,
Jest taka sprawa, że jest Jest
Este mort, poți să vezi. Este treaz și vin. Este. Nu s-a ce să
pregunta. No, más usted no puede ser la tabla de mucho peso. Sí, 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 mai tăceți, dracu, din cură, să vă mulțumesc la repetire! Thank you.
wygląda cena ciepłej energii od odcieka czegoś ładunek elektryczny. No teraz nic, trzeba teraz nic, to jest 40 watów. Ten, gdzie ty wiesz o kartę, że za to mój pan, czy jest karta w prawie, to jest fenomenem, że karta jest inna, że jest tak na karta. Mogę żyć, mogę istnieć. No a za te karty jest tutaj M. Super. Ściska, my na mówię, co zdjęcie ma bit, mini kraja, on by inne, czy inne, to jest wyśnie, czy to jest w ogóle ten temat, który jest w kontekście. To ultima linia, która jak mam mówię, to ma bit. Także to, co może ten cierp do prawa, no to ma rejestruje. Tak, to jest ich ten numer. On by on. Musicie skandala, to tam ma powodę, jak nie. To jest. Și nu mi-am fost unul, nu că e care sunt carieră, de ce este o strec, din cariera mea, trebuie să se vorbește. Și vor urmează ce rău, și actora de asta, și să ne fac o rândă. Așa ce, este un act, cum să zic, tehnicizat, de a punea în rândă, cum să zic, subtecască. Păi zice Bogdan, că știu, am fost în tot ansamblu de legiuni de oameni care cred că nu pot nu să fie români, să fie poate tot, tot, dar chiar dar nu român. Nici acum nu este o corpul să fie român. Și când te întreabă, ați vreodat, ești român? Român. Și gen. Pentru că s-a împucat gena de a fi român. Bine, nu știu să desfac nici în român. Român are o identitate, dar o corp. E, cum să zic, o perforare a esenței, a substanței sufletești. Substanța noastră sufletească este creștină. Și pentru ea am murit oameni. S-au dus către Dumnezeu și țara să lupte. S-a apărat Biblia aceasta în vizitul acesta în șase. N-a spus acum nimeni, dar de ce se prea din toată țara cu fapt o regină? O regină nu știa. Ce e o regină? E o abstracțiune. Deci Alexandru Dragomir, un teritoriu oarecare pentru mine este stanare. Pentru mine? Un fenomen lingvistic oarecare pentru mine este limba mea. În trecut oarecare pentru mine este istoria mea. Acest întâlnit, această unicitate a ființei tale, acest raport al persoanei te face să mărturisești. Pentru mine, ceea ce se întâmplă în România este un atac asupra substanței creștine. Pentru mine, pentru mine afară, pentru mine și ce greu, iar lucra, pentru mine. Creștinul are această substanță a lui, a persoanei. Nu este o altă. Dacă întrebim, ați formulat întrebarea. Întrebarea.